Concentrare. Viteza. Eu sunt viteza. Un muroi și o mașină de p***e, țavă goală. Viteza. Eu sunt viteza. Eu sunt viteza. Sunt pe dracu că nu mai am nici permis. Dar stai, știu pe cineva care are permis. Gurița, să vină gurița mea. Băi, haide băi, gata? Îmi cer scuze că deranjez acest videoclip. Dați vă rog frumos subscribe să facem 100.000, ca să fiu și eu ca youtuberi ăștia mari. Hai vă pup. Chiar astăzi o să intru în parcarea subteranului de am lăsat acum 4 luni de zile. Să o găsesc, să o pornim, să auzim colțatura. Dar nu cred că mai pornește, sincer, nu cred că mai are baterie. Eu sper tot să aibă că e BMW-ul. Hai să intrăm să o căutăm. Nu mă știu exact unde e, problema e că e singurul cu domnul cameraman. Și nici nu prea am pus o produc, nu dau mașina la cameraman. Hai de pune. Deci jur că nu mai știu unde am parcat. În stânga. Ia, stai ca în cheie. Dar nu mai are baterie și cheie. Gata, tată. Mai știu unde ai parcat-o? Că te-ai parcat-o. Dar nu cred că e încolo. E sigur? Sigur. Vine măcar aici, aici vreau să se deschide asta. Noi care știm unde e mașina, dar venim să vă păcălim, dar poate ne pierdem dracu pe aici. Dar cum ajunge la mașină? M-a rătăcit. Hai pe aici. Vezi că nu e rău. E 39 ăsta, mă? Vezi că nu e rău, gen. Da, boina, boina, ia boina, galava. Ia, bă, dreapta. Bine, bun. Joacă AMG-ul ăsta. Zici că suntem copii aia, care-s potări. Îți place AMG-ul ăsta în patru? Uite-l, Dar ce scrie? Laur! Naaaaaa! Ce asta e cum pe ea? Ce scrie, mă? Au găsit-o copii, bă! Stai, pornește? Sigur pornește. A, dar vezi că e și curată. Bine. Curățică. Nu prea avea cine. Dar eu am voie să pornesc, nu? A? Am voie să pornesc. De ce să ne-ai voie să pornești? Ia, hai să vedem dacă ia contact. Bun, mamă, dar miroase-n ea... anăpârcă! Vine gurița mea. E gurița mea în gurița mea, mă. Mamă, ce are pe ea. Ba da, ba da. Mă, ce dorme la de ea, jur. Abia aștept să o spăl. Doar eu. Ia vezi aici. Nu e rău. Dar eu simt așa o terapie când spăl mașina și mă liniștește. Mama, asta era activitatea mea preferată înainte să-mi ia permisul. La chiar e jegoasă rău. Deci bineînțeles, merge să-i dăm un jetuleț, că nu putem să lăsăm așa mult. Bă, dar vine ploaia. Nu, bă, da. Uite, cum era așa ploama mare. Wow! Dacă o decolantezi, mergem. Da. Cum adică? Ce? Nu-ți place culoarea sau de ce? Ba da, da. Deci are să un jet la culima mea? Da, îi dăm jet. Ia vedeți furtună ce vine, să moară ea, nu spălăm mașina, nu mai zic nimic. Mamă, dar uite ce hidrofobă e. Ce credeți? Și eu mi-am spălat mașina tot azi. Wow, napăr! Mamă, băi, ce te unește! Acum mai pot să treacă o cămilă pe aici, așa, cu un cangur după ea. Na. Stau bine. Ce dracu, stau în furtună, ce am ajuns. De la marele interpret, cele mai mari scene ale României, am ajuns să fiu șoferul lui. Șoferul lui Termina, bă, uitați-vă halda, o să moară. Uitați-vă omul ăsta, uitați-vă la el. Și am ajuns să stau să-i conduc mașina. Bă, voi vă dați seama cât de rău am ajuns?
Dacă vă e milă de mine, puteți să-mi dați și mie follow pe Instagram, că e așa prostul ăsta, nu mai are Instagram, Andrei Gavril L. Na, cadru! Cadru de Oscar, băieți! Hai să plecăm, băieți! E ok. Te pupi, soi! Unde e, mă? Sorry? Ai deschis geamul, futul! Sorry? Să mă urc în mașină! Sorry? Oh, nu se închide geamul, are toane. Sorry? One question. Hey, deschis al doilea geam! English or Spanish? Situația actuală este n-ai cum să dai jos de mașină. Plouă. Cât noroc am, frate, în viață. Dă-i un pic așa să o auzim. Spart urechile, ești prost. A fost 2005. Bă, nu fac catering, acum vorbesc serios, nu fac catering, vorbesc serios. Bă, cu... Îmi ții urechea dreaptă, jur. What the fuck? Vreau să vin puțin afară, te rog. Te rog frumos. Nu vreau. Te rog. Nu vreau. Vino încoace puțin. Eu nu, am uitat cum se aude. Bă, dar de ce e așa beznă? Deci a plouat torențial și a trebuit să mergem în... stai că scam. Să mergem în casă. Și acum mergem aici pe principală puțin. Să o auzim așa, ca pe vremurile alea bune. Că v-am promis că fac un video cu ea. Filmezi, da? Da. Mamă! Să moară mama, oprește! Da! Cum a plecat, gogule! Da, mă! Vezi că ne ții și am vreo plasă de arăt pe stradă. Să merge! Mă așteptam să rupă mai rău. Și eu mă așteptam să rupă rău. Dar chiar am mers drept, adică la ambele lanțuri am mers drept. Da. Dar vă gândiți că eu acolo am dat mașina și n-am scos-o pe stradă decât atunci când am luat-o? Atât, de atunci e parcată. Și ce am mai scos a fost scoasă puțin în Cosmopolis, într-un TikTok și parcată la loc. Ești mai fericit ăsta? Eu vreau să cumpăr mașina asta. Ești prost, e tot a ta. Ia să o pun la lață. Da, mă! Scriu cu aligraficul. Căruța asta X-Drive, 2 tone de mașină. Bune. Bă! Stai, mă. Facem la Perpules. Da, mă! 95? Da, păi e soft, tu scris pe 90. Ah, că mai mult a fost pe lângă. Deci 50 de lei, da? 5 milioane. 50 de lei. 5 milioane. No! 51. Gata, ajunge. Hai. Deci, băieți, acest vlog a costat nu mai nici mai mult, nici mai puțin de 51 de lei. Bun vlog. Îți iau o cola, un Nesty. Da. Gata, băieți, am luat o cola și eu sunt de pierdici. Da, de seama că noi suntem așa retardați, dar oamenii nu știu de ce râdem noi la gluma asta. Pentru că, vă explic eu, acest bărbat are mai mult fiust în el decât apă. Ăsta bea doar fiust, se trezește,
Fiusti cu Naico. Un fiusti, atât. S-a întâmplat ceva? Au! Dar nu ne restează ăștia, gogule. Da, da, oricum, tot ce vedeți aici, orice viteză, orice sunet, sunt editate. Ce viteză, că ai 59? Orice chestie, tot clipul ăsta e cu AI. Mamă, tu dai seama că stă Vlad să editeze popsurile astea? Să cacă câinele! Câinele, morții, mă, te caci aici! Eu ți-am zis să-ți camera pornită. Ne-am lansat! Hai, dragiule, au atât! E 53! Dar mănâncă-l! Adică eu plătesc impozit 30 de milioane. Dar nu pot să mă alerg cu mașini în trafic. De ce? Eu sunt un șofer foarte responsabil. Da? Vezi că are pachet Brabus. Da? Formula 1. A, dar ăsta e 2000 diesel, sunt ăsta. Și acum aspect. Hai că 2000. Opa! Ai auzit? Ai auzit să treci pe dreapta un pic și să-i dai un pic. Da, mă! Vezi că se opri gogule. Face rău. Dar face rău de tot. Ce afară. Am venit la shopping. Uite cum suntem. Suntem perfecți. Bă, ca în vremurile alea bune. Când veneam cu ea direct aici, așa, fără nicio... Și eu la volan, venea și singur. Of. Gata, băi, ți-am tras pe dreapta niște pantalonași, un tricoaș. Să ne noim, tată. Asta zic. Și acum suntem pe aici pe DN-ul. Liniștiți. Liniștiți cum v-am obișnuit. Sunt foarte supărat pentru că în momentul ăsta nu mai am Instagram. Mi s-a închis Instagram-ul. Nu înțeleg de ce, căci că m-aș fi dat drept altă persoană. Nu mi-am verificat buletinul. Ca să-l verifici trebuie să îți iei meta de ăla. Și ca să-ți iei meta trebuie să ai verified. Vă dau un pont. Ca să vedeți cine are verified de la cumpărat, în descriere trebuie să aibă numele complet din buletin și poză cu el. Dacă are ăla, înseamnă că e cumpărat, e lucky. Și mie nu-mi place cum, adică nu cumpăram eu verified ca orice lăchet să stau cu verified. Ce e aia? Nu. Ți-am dezactivat contul, așa scrie. Și a trebuit să-l plătesc pe un băiat care, scuze, care cu asta se ocupă, ia contul înapoi. Și a costat 45 de milioane și mi-a spus că în maxim 2 ore am contul. Și au trecut 2 zile și eu încă n-am cont de Insta. Pare ireal, mai pe de nervi. Am depostat chestii amuzante, trebuie să facem râsuri. Eu n-am cont. Gândesc că în seara asta sigur l-am, că i-a răspuns nu știu ce suport. Da, și când îl ai, cât de fericit ești. Da, și când îl am, da. Mâine trebuie să mergem să filmăm un video mișto tot. Dar nu vă zic unde. Și nu m-aș duce dacă n-am Insta. Prost. A, și am ieșit să filmez azi. Prima oară după 2 săptămâni a început furtul. Mănâncă, ia mănâncă din mușlangul la un pic. Wow, lo, cum face? Dar ce bate așa în mașina asta? Cred că bate planetară. Doamne, nu e bună, mă, bate ceva la ea, doamne, nu. Dar nu bate la tine. Așa? Deci că sunt efectiv o panoramă de aia, de aia agățată la mol și mă dai cu mașina cu craci în sus. Și... de... N-am mai fost. Asta e... Seria 6. M6? M6. M6, wow! Da, M6. Wow! Îți place? Dar de ce n-are asta rotund așa aici? Ce rotund? Și la ăla trebuie să fie în dreapta ca să fie. Ce rotund? Muflețul ăsta. Muflețul vezi acasă. S-a lăsat pe ea. Mă, dar ce împinge? Ia zi Nicoleta, așa țin în prin ciu. Ce împinge? O să moară camera. Are 1%. Așa mă, tată, și m-a spart cu întrebările de ce mi-a luat permis. Deci, ideea este când ești prea bun în ceva, da? Să iei pauză. Înțelegi? Și mie mi-au luat permis pentru că eram prea bun la condus. Nu m-am drogat la volan, nu am fost prea la volan, nu am făcut absolut nimic. Doar acum un an am făcut YouTube, ăia vechi știu, în care doi băieți erau cu mașină și au cerut. Și poliția considera că a fost cursă ilegală și pe mine m-a luat ca... Deci, doamne, aș fi o... pentru că eu am postat videoclip pe YouTube.
Dar nu e, mi se pare ceva banal, dar poliția română poate să se concentreze pe așa ceva, când sunt cazuri mult mai importante, cum ar fi ăla de la 2 mai și așa. Dar nu, ei vor să ia copii săi pe trut. Și atunci aveam 2000 de abonați, păi tu, erau toți. De dragă, penal și ăla. Și nu știu cum mai durează, deja de un an jumate e deschis. Eu sper că nu mai durează. Hai să parcăm bebița, să o lăsăm încă 4 luni. Gata, băieți, se duce bebița să parcăm. Sper că v-a plăcut acest video. Se parchează bebița. Ține de la de